în cazul în care aveați nevoie de o priveliște drăgălașă, uitați cum doarme prințul. Cum doarme prințul, mami, prințul meu prinț. Pe păturică și învelit cu păturica lui. Ce-i mai place? Așa se doarme la noi. Așa se doarme la noi. Hello! Bună de dimineața! Vlogmasul cu numărul... Asta. Ce faceți? Vreau să vă arăt starea părului meu, deși nu se vede chiar așa. Uite că se vede. Acum, după câteva zile de spălat cu șampon din ăla... Cum îi zice, mă? De la MOV, așa, nuanțator, din ăla care îți scoate reflexia aia portocalie din, sau verde de cupru din păr. Uitați cum se vede și nu știu de ce am ales eu să vin la lumina asta, ci că mi s-a părut mai bună decât aia altă, dar bănuiesc că tot la lumina naturală o să se vadă cel mai bine. Este o dimineață magnifică de joi, foarte urâtă de altfel, cu ceață. Ultimele zile au fost foarte urâte, n-am filmat în ultimele zile, nu știu, de pe 4, când am fost la fete, atunci am filmat ultima dată, asta fiind 9, n-am mai filmat pentru că am avut și niște zile proaste, spre foarte proaste, și pentru că a fost și urât afară, mi-a răutățit dispoziția și nici n-am făcut nimic. So. Astăzi avem așa o mică excursie în plan până la Târgoviște, că am ceva de rezolvat urgent acolo. Dar înainte de asta trebuie să trec pe la medicul de familie, motiv pentru care sunt echipată de bicicletă. Asta e echipamentul meu de bicicletă. Pe vremea asta este absolut superb să mergi pe bicicletă, mai ales dacă n-ai mănuși ca mine. Dar nu-i problemă, ne descurcăm. Nu m-am machiat, nu m-am aranjat deloc, în afară de faptul că am reușit să-mi spăl și-o părul. N-a făcut nimic. Și da, it's nice, ce pot să zic. Plecăm la medicul de familie, plecăm spre Târgoviște și după care am în plan niște activități mai fun acasă. Dar hai să vedem ce rezolv acolo, că e cu duș întors. Sunt agățată de niște chestii, de niște hârtii, de niște probleme de rezolvat, care sunt foarte, foarte drăguțe, n-am ce să zic. Și da, ce mai aveam să vă zic nou? Nu știu, mai aveam să vă zic ceva nou, în afară de păr, nu știu, mi-am băgat și tonerul de dimineață în păr, că nu l-am băgat atunci când mi-am decolorat părul. Și cumva i-a mai deschis nuanța și îmi place foarte mult că se vede ca un baleaj. Mi-ați spus multe dintre voi, apropo de păr, mi-ați spus că nu ar fi trebuit să pun decolorantul 15 minute pe lungime și 30 de minute după aceea pe scalp sau pe rădăcină, dar n-am vrut să fac chestia asta. Știam de treaba asta, dar n-am vrut să fac treaba asta pentru că pe mine mă interesa să arate ca un baleaj și să fie gradual, să meargă gradual către rădăcină, către nuanța părului meu, adică să am vârfurile deschise și gradual să se ducă către nuanța părului meu, ca să nu fie nevoie în fiecare lună să, știți, upkeep. Că nu am nervii necesari pentru așa ceva și nici nu cred că ar rezista părul meu la cât este de subțire la ora actuală, nici nu cred că ar rezista în fiecare lună să-l decoloresc astfel încât să fie nuanța potrivită. De ce îl decolorez și nu-l vopsesc? Pentru că din cercetările mele pe părul natural, dacă vrei să ajungi la o nuanță de blond, mai ales dacă tu la bază ai blond, cum am și eu, trebuie decolorat. Nu merge să pui vopsea direct pe el, pentru că nu o să iasă culoarea care trebuie. Adică trebuie să-l decolorezi. Eu, din fericire, nu vreau să ajung... Oh, stați așa. Stați așa. Uitați-l. Uitați-l cum migrează de colo-colo. Ce dulce e!
Așa, nebuna e pe afară, apropo. Și e mai bine. I s-a vindecat rana de la burtică, de ce bine. Asta așa ca paranteză. Dar eu nu vreau să ajung la un blond din ăla platinat, nu vreau să ajung la niște nuanțe din astea extravagante, prin urmare nu necesit vopsire, necesit doar decolorare ca să scot din pigmentul meu natural și să ajung la un blond pe care, de altfel, cum vă ziceam, l-am avut. Deci, și în momentul de față fac experimente. Deci am făcut și data trecută și acum cu părul. Au fost niște experimente să văd care este cea mai bună metodă de aplicare pentru mine și care mă ajută să ajung la rezultatele pe care le vreau. Trust me, înainte de a-mi băga decolorant în păr, am stat un an de zile și am rumăgat ideea asta și am căutat toate tutorialele posibile și am vorbit chiar cu stiliști care se pricep la blond și toată lumea mi-a zis cam același lucru. Prima dată iei pigment și după aceea dacă vrei să adaugi pigment, adaugi pigment, adică vopsești. Dar prima dată iei pigment, iar eu sunt super mulțumită de nuanța pe care o are părul meu așa. Pentru că este un blond natural pe care de altfel, cum ziceam, l-am mai avut în păr. Anyhow, da, îmi place foarte tare, cum se vede, și merge așa gradual. Am reușit de data asta să-l fac puțin să fie mai intens blondul, adică mai deschis decât data trecută. Eu stau puțin aplecată pentru că, în realitate, eu mă văd, capul meu se vede fix aici. Voi știu că mă vedeți bine în clip. Așa, și merge gradual, exact cum v-am zis eu, merge gradual de la deschis, care este partea asta cea mai deschisă, și pe aici, pe dedesubt, mai am niște șuvițe foarte deschise, ca așa le-am vrut eu, spre rădăcina mea naturală, și merge gradual, și pe lângă asta am făcut și câteva șuvițe deschise, care să se ducă până la rădăcină, ca să se amestece, știți, să nu fie trecerea bruscă, adică să fie ceva natural. Eu oricum aveam niște șuvițe foarte blonde, adică în tot blondul meu ăsta arămiu așa către șaten, eu oricum aveam niște șuvițe blonde, dar acum am făcut mai multe. So, I'm so happy. Și pe lângă asta, părul meu este super mătăsos, pentru că de data asta am folosit atât șamponul la Move de la Elsev, cât și șamponul de la Garnier. Și mi l-a făcut așa de mătăsos și de pisicos. Bineînțeles, am pus și ulei de păr. Oricum, vă las toate produsele pe care le-am folosit. Vi le las în descriere, în caz că cineva e interesat să vadă ce produse am folosit, dar vi le las în descriere. Și, by the way, o să-mi fac un obicei să trec în descriere de fiecare dată când vorbesc despre orice produs, să vi-l trec în descriere ca să nu știu, să le găsiți sau să vă uitați la ele în caz că vă interesează, să știți mai bine despre ce vorbesc. Trebuie să rezolv ceva cu sprâncenele astea, că astea nu le-am decolorat. Am uitat să le decolorez când mi-am decolorat părul și sunt mult mai închise. Norocul meu este că n-am sprâncenele alea groase, știți, n-am lipitorile alea groase, că s-ar fi văzut diferența mare de nuanță, dar astea sunt un șaten închis, iar părul meu este un șaten cald, un blond închis cald spre șaten, așa. Ceea ce oricum înainte era un contrast, dar mai ales acum cu partea asta deschisă este contrastul și mai mare și trebuie să rezolv neapărat să găsesc niște să iau, știu că există crema din aia de pigmentat sprâncenele și să-mi iau să fac să rezolv și treaba asta, că nu-mi plac deloc sprâncenele mele. Norocul meu că nu sunt groase. Vedeți, odată în viață am și avantajul unor sprâncene subțiri, care, apropo, nu sunt pensate de ani de zile. Singur, aici mai iau eu puțin, că am niște fire care îmi cresc în plus, în rest nu pensez nimic. Deci astea sunt sprâncenele mele, pentru cine nu le suportă că spre subțiri, ghinion, asta este. Oricum, vă spuneam în treaba aia cu trendurile că se întorc sprâncenele subțiri, revin la modă și o să ajungem iarăși la sprâncene din astea. Deci, în 3-4 ani maxim, o să fim iară la sprâncene din astea și o să ne uităm în urmă la lipitorile pe care și le făceau unele și o să ne îngrozim. Deci, da, so, stați pe pace. Trendurile se duc și revin. Uitați cum e asta mai deschis. Ți-mi place? Doamne, deci îmi place și mai ales pe aici, pe lângă față. Îmi place foarte tare că este mai deschis. Îmi luminează fața mult mai mult. Îl ador, da. Așa. So, cam asta este. Pe ziua de azi, așa arată copilul. Era să cad din picioare. And here we go. Mă duc să mă încalț, că sunt în ciocioanele goale. Mă încalț și plecăm spre doctor.
Da, de ce să meargă bine când se nu poate să meargă rău, nu? Dar de ce? Sunt plină de toți trăcușorii din lumea asta. Ăia mași negri. M-am dus și am așteptat de la 8 până acum. E 10 fără ceva. Adică eu acum aveam programare la Târgoviște și medicul meu de familie nu s-a îndurat să vină. Deci nu, na, nu, na. Catadixit nici măcar până la ora asta să ajungă. Și mi-a dat toată ziua peste cap, toate planurile peste cap. Anyway, cumva o să se rezolve. Nu, asta e baiul. Sper să termin o dată, dar v-am zis că urăsc medicii. V-am zis? Da, urăsc medicii. Și e un cuvânt pe care nu-l folosesc foarte des. So, astăzi în fise. Ia, care mai e? Da. Am găsit și un negru între timp. Da, astăzi în fise, planurile mele au fost date peste cap astăzi, așa că vom continua cu alte lucruri pe care le-am de făcut. Ia uitați-l, mă! Deci, vreți să știți că eu ieri mă uitam la el și am realizat cât este de fapt de mare Jiminy. Da, ieri mi-am dat seama că Jiminy al meu este de fapt Dita Maimotanu. Nu-l vedeți că e mare. Vouă nu vi se pare așa mare în filmare, da. Vă spun eu că mi-am dat seama el că e mare, pentru că eu tot aveam imaginea aia mie, cu copilul meu ăla mic, plăpând, amărâștean, pretențios. Acum vrea să stea lipit de mine, nu știu care-i treaba. Da, Udi, vin să-ți dau și ție drumul, stați că am treabă. Stați că trebuie să se execută aici ordinele. Și mi-am făcut un ceai ca să încerc să mă încălzesc măcar un pic. Am v-am zis că am degerat și hai să vedem ce avem în calendarul advent. Astăzi avem ziua 7, mă rog, sunt în urmă cu câteva zile, dar nu-mi pare rău, că așa pot să beau 2-3 ceaiuri pe zi. Ziua 7, care zice Earl Grey, vanilla. Mișto, adică ceai de mentă și cu vanilie. Super. Bun. Mai avut altele, sunt că am păstrat aici câteva pliculețe. Ăsta a fost pentru ziua 6, care, sincer, să fiu, nu știu ce aromă a avut. Asta din ziua 3 mi-a plăcut, da, din ziua 3 mi-a plăcut mult. Și alea din ziua 2, că a fost cu măr, măr și scorțișoară. În ziua 3 a fost cu, din aia, cum îi zice, cu nucșoară. Foarte interesante ceaiurile din calendarul ăsta advent de primit de la Eugenia. Chiar foarte, foarte interesant. Și asta îmi place mult. Da, bună seara! Dar ce faceți? Numărul 1, înainte să stăm de vorbă puțin, stați că cineva mi-a umblat la calendarul advent și mi l-a desfăcut. Așa. Scoatem încă un pliculeț de ceai. Ce scusese mai de dimineață șaptele, nu? E bine că eu îmi filmez barba. Șaptele. Optu. Scoatem optu acum. Că am mai făcut o cană de ceai și imediat vă pun la curent cu toate cele. Calm me. Calm me. Adică calmează-mă, nu call me. Da? Bă, sigur, șaptele, stați așa. Cam dubii. Da, e bine. Numărul 8 pe ziua de azi. Deci astăzi am avut ceaiul cu numărul 7, care a fost cu ce a fost cu ceva cu... Earl Grey cu vanilla, adică mentă și vanilie. A fost destul de ciudățică combinația pentru mine. Și ăsta, Call Me, bănuiesc că este ori tei, ori mușețel. Și nu-mi place niciunul, dar whatever, de dragul calendarului o să-l încercăm. Și toate ceaiurile astea de la English Tea sunt organice. Nu știu dacă ați observat pe pliculeț. O să caut, apropo de asta, o să caut în calendarul ăsta advent și o să vi-l las în descriere sau niște ceaiuri similare de la English Tea, să vedem. Ar trebui să găsesc pe undeva ca să vă pun. Și acum, imediat învâr plicul în cană. Stați să vă pun așa o țâră aici. Deci, imediat învâr plicul în cană și vă povestesc ce facem. Dar hai să vă zic întâi ce am făcut. Am fost, până la urmă, am fost iară la medicul de familie, la
12? Ce credeți? Nici la 12 n-am găsit. Era plecată, doamna doctor, era plecată. Miroase tot a scorțișoară. Nu știu de ce, dar toate miroase a scorțișoară. Cred că toate fiind cu tematică din asta de sezon, de Crăciun, au un pic de scorțișoară în ele. Cel puțin așa mi se pare mie. Nu reușesc să disting ce bălărie este. Miroase ușor mentolat, ușor a scorțișoară, ce ai capăt o culoare în asta galbuie, așa, cam de pipi. Cam de pipi, cam de foarte pipi, mă rog, nu contează. Am fost până la urmă, pe la 1, acum este vreo 6 jumătate, by the way. Așa, deci am fost, am mai trebuit să aștept. De-abia mă încălzisem când am plecat înapoi spre doctor, de-abia mă încălzisem și eu puțin. Și am înghețat iar acolo, că acolo la dispensar pe hol este frig. Așa, și mi-am degerat până mi-a... Mă rog, am rezolvat treaba, am de rezolvat cu ea. La Târgoviște vă voi duce mâine să rezolv și am de rezolvat acolo. Am reușit să reprogramez pentru mâine. Acum, în seara asta, ce vreau să fac? Vreau să fac o chestie, imediat vă arăt. Nu știu dacă v-ați prins voi, dar lipsește un tablou de acolo. Și lipsește pentru că vreau să-i pun LED-urile. Vă arătam eu pe Instagram mai de mult că pusesem niște LED-uri la... tablourile alea și se vedeau foarte bine. O să sting lumina să vedeți că am schimbat bateriile și la lumina de la oglindă, la luminile de la oglindă și o să vedeți cum arată. Și vreau la fel să pun și pentru asta, pentru tablourile de acolo, doar că pusesem alt set de LED-uri. O să vi-l arăt imediat, stați să punem undeva plicul ăsta, că mie nu-mi place să țin plicul foarte mult. Pusesem alt set de LED-uri pe care îl vom folosi în seara asta la altceva și a căzut, fiindcă nu era foarte stabil, pânzele astea ne fiind foarte grele, știți, ne vin având o structură foarte țapănă și... Da, e mușețel. Iu, e și dulce. Ciudat. Eu beau ceaiurile neîndulcite. E mușețel, da. Mirosea bălărie, nu știu, v-am zis că mi se părea cum e mentolat, dar... Nu știu de ce mi se pare mie mentolat, e clar, e gustul de mușețel, îl recunosc dintr-o mie. Da, nu sunt mare fan mușețel, de când era să mor din cauza ceaiului de mușețel. Așa, și nu pentru că aș fi băut prea mult, ci pentru că a fost prost administrat pe post de cică antiseptic. Da, pe o infecție să pui un ceai cald e numai antiseptic. Sigur, vă spun eu, funcționează, de minune. Da, mă rog, îl bem. Așa. Și stați să schimb lumina ca să vă arăt. Ce vreau să zic cu toate cele. E mai simplu așa. Așa. Acilișa este oglinda mea. Nu știu cât de bine o vedeți. Eu zic că se vede destul de bine. Am pus, am schimbat bateriile și am... i-am dat drumul și se vede foarte frumos, așa, se vede ca și cum ar pluti oglinda. Și aici am o maimuță care desface munca mea de mai devreme. Udi! Mama! De ce te mănânci tu aia? Of, numai 5 secunde. 5 secunde am luat ochii de pe ea și deja mi-a desfăcut asta de aici. Și eu lipesc acum LED-urile pe marginea acestui tablou și pentru că nu vreau să distrug cu tablou, că bineînțeles aș putea să lipesc cu, ziceți, cu ăla de, cu pistolul cu silicon, aș putea să lipesc cu silicon cald, aș putea să lipesc asta, dar nu vreau să distrug tablou și așa că îl pun cu scoș de hârtie și mademoiselle care mă asistă în seara asta... Mașiștă în seara asta, mademoiselle care mașiștă. Nu-mi coace să te mănânc, vină nu-mi coace să te mănânc. V-am zis că ni s-a vindecat burtica, ni s-a vindecat. Iată, uitați ce trece prin cap. Copil nebun! Udi! De ce roz mama din... Covorul ăla ne mai trebuie, săracu. Știu că îl chelești în fiecare zi. Îl chelești. Pui? Nu! Nu pui. Așa. Deci, ziceam că prind asta cu scoș de hârtie și să vedem dacă stăm. Ah, și mi-am adus aminte, trebuie să vă arăt și un colet. Cadoul meu de Moș Nicolae. Here's a pretty face. Voi nu-i vedeți fața, dar eu o văd. Și e tare frumoasă. Este tare frumoasă, maimuța mea. Udi? Este o frumoasă. Da, este o frumoasă.
Cam asta e ideea. Pe cameră nu cred că se observă, dar se vede semnătura sus acolo, fiindcă e fix pe zona aia albă. But whatever, nu-i problema. E vorba mai mult de ambianță, se vede foarte cute și îmi place că așa cumva capătă viață și tabloul ăsta. Acum să facem și ăsta la aceeași procedură, că mai avem un set de leduri din asta. Și acum stă față de data trecută, stă bine. That's not roasting like frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. That's not roasting like frost nipping at your nose. So I'm many ways, Merry Christmas to you. I can tell you what Christmas is all about. Voilà. Și cam așa arată și cel de-al doilea tablou pe care l-am făcut. Da, știu, văd și eu că este ăsta negru este mai jos cu vreo 2 cm și nu știu de ce, pentru că în momentul în care am dat găurile să pun alea de agățat, le-am măsurat și le-am pus la aceeași înălțime. N-aș ști să vă spun ce s-a întâmplat and why, but still. Yeah. O să rezolv cât de curând și treaba asta, dar momentan e ok. Dacă stau așa, nu se observă. Adică dacă din partea asta apare o iluzie optică, pare firesc ca aia să fie, ăla să fie mai jos, așa că e ok. Suntem bine. Ne-am place foarte tare cum se vede și v-am zis că încălzește foarte mult atmosfera genul ăsta de luminițe și încălzesc foarte mult atmosfera genul ăsta de luminițe și plac foarte tare. Acolo avem și brăduțul care se a prins, avem și caruselul. Așa. Și aici avem oglinda. Da, foarte multe luminițe pentru că îmi petrec foarte mult timp în perioada asta aici în birou și de obicei s-au cu lumina stinsă și v-am zis, se ajută la moral. Așa, nu știu ce dărâmă Woody, stai să verific ce dărâmă Woody să nu strice ceva. Am jucat doar cu Billy, nu e bine, nu suntem ok. Hai să mai luăm și o gură de ceai de mușețel. De fapt, nu. Știți ce? Este mușețel amestecat cu tei. Da. Adică cu ceaiul de mușețel mai pot, cum mai pot acolo la cu teiul greu. Da, mă rog. Așa, am zis că vă arăt... apropo de luminițe, ca să termin cu subiectul ăsta, m-a întrebat cineva cât de des schimb bateriile, că toate LED-urile astea sunt pe baterii, cât de des le schimb. Cam la o lună, o lună și ceva, depinde. Dacă am grijă să le opresc dimineața și să le dau drumul seara, mă țin mai mult. Dacă le las tot timpul aprinse, mă țin cam o lună. Cam o lună așa și le iau, schimb bateriile și aia e. Adică e un proces relativ simplu. Da, și să vă arăt ce mi-a venit, că v-am zis că mi-a venit un colo, mi-a venit cadou, moș Nicolae, așa, și ca orice vlogger care se respectă, bineînțeles, prima dată m-am uitat în colet și după aia l-am pus la loc, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, este aici, stați să sperăm că nu se vede adresa,
Nu e pe partea asta adresa. Așa, este de la Lensa și este un cadou pe care mi l-am făcut mai mult pentru că de nevoie. Și bineînțeles ce putea să fie decât o pereche de ochelari. Și nu sunt ochelari de vedere, sunt ochelari cu protecție pentru calculator, cu filtru din acela pentru calculator. Și au venit în cutia asta foarte drăgălașă, pe care am de gând de altfel să o păstrez, să pun alți ochelari în ea. Sunt foarte ok. Nu m-au costat mult, nu știu cât au fost, dar vă las, nu mai țin minte cât au fost, dar vă las în descriere. Și da, ochelarii sunt cam așa. Nu știu cum am ajuns eu, aia nefiind mare iubitoare de maro, să am ochelari maro. Da, mi se păreau gri pe site. Bineînțeles că scria pe undeva, scria culoarea lor, dar cine ia? Cine ia? Cine s-a uitat? Și cam așa arată și pare destul de ok, adică i-am purtat ieri și mi se pare ok. Sunt destul de drăguți. Singura chestie la care n-am fost atentă este că sunt metalici și sunt destul de greuți, adică mă trezesc cu niște urme pe nas destul de frumoșele. Dacă veți vedea că am urme pe nas, să știți de la ce este. Și de asemenea, în prețul lor a venit și topul pentru ochelari și o lavetă din asta de șters ochelarii, care este gigantică. Este cea mai mare lavetă de ochelari pe care am văzut-o eu vreodată. Adică n-am primit niciodată la ochelari o lavetă atât de mare. Asta mai repede aș putea să o țin pentru laptop. Că și așa este constant plin de praf laptopul meu. Așa, dar în sfârșit mi-am făcut și eu, pentru că mă țineam de ceva timp să-mi fac ochelari din ăștia cu protecție. Nu au dioptrii și pentru asta au fost foarte ieftini. Vă las, caut modelul, că nu mai știu ce model a fost, caut modelul și vi-l las în descriere. Da, îmi plac că, nu știu, au forma asta așa, destul de feminină, destul de drăguță. Și m-am îndurat în sfârșit să-mi fac ochelari, pentru că stau mult în fața calculatorului și o să stau din ce în ce mai mult și mă afectează. Eu și așa am mari probleme cu ochii, știți deja, și e păcat să nu am grijă de treaba asta. Inițial vroiam să-mi fac lentile de contact, dar nu găsesc. Adică nu știu dacă ar trebui să mă duc să le fac undeva special, să-mi fac lentile de contact cu filtru UV. Uite, chiar mâine mă duc la doctoriță, ia să-l întreb, că poate știe. Pentru că ultima dată când am fost la ea, la oftalmolog, am întrebat-o dacă pot să-mi pun lentile de contact fără dioptrii, doar cu filtru UV. Și a zis că da, dar de ce nu, dacă se găsesc, de ce nu, că e chiar o idee bună, pentru că eu am și sensibilitate foarte mare la soare. Și mă gândeam să-mi pun lentile de contact în ideea asta de a-mi proteja ochii și de soare, de a-mi fi mai ușor, pentru că mă doare capul de la soare și am tot felul de probleme. Dar n-am găsit decât lentile cu dioptrii. Există și cu filtru UV, dar toate au dioptrii, nu găsesc fără dioptrii. Da, mail-uri, again. Și it's a problem, pentru că eu am o singură dioptrie care mi se potrivește pe ochiul drept, și anume -2. Dar nu pot să port constant ochelarii pentru că mă deranjează, spre exemplu la lumina asta m-a deranjat foarte tare, prin urmare n-aș putea să port ochelari în casă și așa că simt nevoia să-i dau jos, de aia n-aș putea să port lentile. Și să-mi pun, nu știu, o dioptrie mică de 0,025 sau nu știu, o chestie din asta infimă, mi-e frică pentru că nu știu cum se bat lucrurile cap în cap la mine, așa. Da, să întreb mâine pe doctoriță dacă totuși aș putea să-mi comand, să-mi fac pe comandă lentile cu filtrul UV fără dioptrii, pentru că eu am o singură dioptrie pe care o suport pe ochiul drept, și anume -2, care nu mă ajută foarte mult, că de-aia nici nu port ochelarii, nu mă ajută foarte mult, adică diferența este infimă pentru mine. Pe ochiul stâng mi s-a dat 0, că nu, acolo chiar nici -2 nu mă ajută. Dioptria mea la ochiul drept, să ne înțelegem, este mult mai mare de -2, adică mi-ar plăcea mie să am -2, aș fi fericită să am -2 pe ochiul drept și să funcționeze ca lumea așa, la nu am vreo -5-6, apar n-am, nici nu știu cât am pe ochiul ăla, și pe ăsta la altul nici nu măsoară ca lumea, aparatul pe stângul nici nu poate să măsoare, dar anyway, da, sunt drăguți. Pentru laptop sunt ok, sunt pentru stat la laptop, cred că sunt ok și era cazul, adică chiar era cazul să-mi fac ochelari. Acum, vreau să vă zic o chestie, că mi-am adus aminte când făceam la ăla, un sfat așa, random, pe care l-am descoperit și eu în timp, este că este foarte practic și util și este o idee foarte bună să aveți în casă, la îndemână, just in case,
scotch de hârtie. Găsiți la magazinele de bricolaj, găsiți chiar și în Carrefour se găsește, sau în Auchan sau pe unde mergeți magazinele astea, unde mai găsiți chestii de papetărie. Pentru că scotch-ul ăsta de hârtie, deși pare că nu lipește, este foarte bun la lipit lucruri. Spre exemplu, am o grămadă de cabluri ascunse prin toate colțurile, prin toate cotloanele cu scotch de hârtie. Sunt prinse cablurile și stau foarte bine, stau ascunse și dacă am nevoie să le desfac, se desfac și nu-mi jupoaie vopseaua de pe mobilă, nu-mi jupoaie nimic de pe perete, nu-mi strică ceva, știți? Adică scociul de hârtie, eu zic că e un must de avut în casă. Nu zicem așa, doar ca idee. Și stau într-o lumină, știu, foarte favorabilă mie. N-am ce să zic, dar da. Așa. Trecem la a doua piesă pe care vreau să o facem, și anume aici. Undeva prin noiembrie, când mă gândeam eu la Vlogmas și la ce să fac în Vlogmas și la ce să vă arăt, mi-a sărit în cale, de pe Sfântul Pinterest, bineînțeles, o chestie care mai nou nu se numește DIY, nu se numește, se numește instalație. Și nu e vorba de instalație de-aia de pom, ci e vorba de instalație artistică, dragilor. Am dat-o în bălării, ce știți voi. Așa, și vreau să fac ceva similar, dar mai amplu. O să vă las o poză pe aici, pe undeva, cu ideea de pe Pinterest, pe care am văzut-o și de unde m-am inspirat, și o să vă explic ce am să fac eu. Deci, în poza de pe Pinterest există niște steluțe din acelea de hârtie de care făceam și noi când eram copii, vă mai aduceți aminte? Nu știu dacă voi făceați, dar eu cu siguranță făceam, pentru că mi-am plăcea să foarte tare să toc la hârtie, să clanț, 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 să fac tot felul de chestii din hârtie, și la școală chiar făceam steluțe și fulgi de nea din hârtie. Așa, și făceam din astea și le lipeam pe diverse chestii. Și instalația asta de pe Pinterest presupune să faci niște fulgi din ăștia din hârtie și să-i agăți așa de o chestie și să stea frumos, așa, să pară cum, ca și cum ar cădea. Și m-am gândit eu să fac o astfel de chestie. De ce mi-a adunat așa ceva în condițiile în care am terorist asta în casă? Nu știu, stați că teroristă vrea afară. Stați așa că da. S-a dus. Și s-a dus. Ok. Așa, și vreau să mă gândeam să fac în colțul ăsta aici, unde este oglinda, să fac, să pară că am o cascadă din aia de steluțe căzute din tavan, dar să pun și LED-uri din astea. Tot obsesia mea cu LED-uri, deci eu nu mai pot cu LED-urile astea. Și am găsit la Pepco, de data asta, se găsesc, că v-am zis, dacă vreți, faceți-vă aprovizionare acum la Pepco. Am găsit o astfel de chestie cu LED-uri, exact cum sunt astea pe care le-am pus la tablouri și la oglindă, doar că are mai multe firicele, are vreo 7 sau 8, ceva de genul. Stați să iau cutia, că era cutia pe aici, să vi-o arăt, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Ia ca așa, am găsit cutia. O vedeți? Așa arată. Deci cam așa ar trebui să arate instalația aia. A fost 16 lei de la Pepco, o mai găsiți. Dacă vreți acum, în perioada asta, să vă faceți stoc de LED-uri din astea, chiar puteți, că se găsesc foarte multe. Se mai găsesc și în timpul anului la Pepco, dar acum se găsesc foarte multe și de foarte multe tipuri. Mie îmi plac astea cu LED-urile micuțe. Exact cum... Uitați așa să vă arăt. De ce n-am 3 mâini? 5 mâini. Mi-ar trebui vreo 5 mâini. Constant realizez chestia asta, că mi-ar trebui vreo 5 mâini. Nu știu dacă vedeți, ele se par ca niște sârmulițe aici micuțe și se văd niște guguloaie. Sunt doar LED-urile alea micuțe pe sârmă. Ei, mie astea îmi plac. Sunt și din alea cu beculețe gen instalație. Sunt mai multe la Pepco. Așa. Și vreau ca în momentul în care pun fluturi, era să le zic, fulgeia de zăpadă în hârtie, pe care i-am deja făcut, nu știu dacă mi-ajung, dar o să vă arăt imediat ce am făcut, să am și luminițele astea. Avem două probleme tehnice. Numărul 1. Chestia asta are 4 baterii și este mult mai grea decât cea de la tablouri, decât alea de la tablouri care sunt pe 2 baterii. Și o să avem o problemă cu lipitul ăsteia, pentru că asta trebuie să vină pe tavan, obligatoriu, ca să arate cum vreau eu. Și m-am gândit inițial să pun scotch dublu adeziv, să o lipesc cu scotch dublu adeziv și să o înțepenesc de tavan.
Nu e cea mai bună idee, că s-ar putea în momentul în care vreau să dau jos, să jumul cu totul. Să jumul cu tot, cu vopsea, cu glet, cu toate cele și nu ne dorim asta. Prin urmare, vom apela tot la scociul nostru de hârtie de încredere, în speranța că nu o să se vadă ca dracu acolo sus. Asta va rămâne de văzut cum o să reușesc eu să camuflez toată problema. Apoi, problema numero 2 este cum lipesc eu, nu știu de ce filmam tavanul, cum lipesc eu fluturașii, dacă să-i lipesc de astea cu LED-uri sau să-i pun pe o ață separat. Asta n-ar fi o problemă așa mare pe care aș putea să o rezolv ulterior când încep să mă apuc de treabă. Dar hai să trecem de pasul numărul 1 și anume să punem povestea acolo sus în colț. Să vedem dacă ne iese cum vreau eu și după aceea trecem la... Adică step by step, let's take it step by step ca să nu ne pripim și vedem după aceea. Houston, we has a problem. Da, se pare că nu mă pot folosi de chestia asta, because. Pentru că și deoarece îmi lipsește un capăt din asta de aici, un arc. Dacă știți că astea unde sunt bateriile sunt puse așa, invers. Și îi lipsește arcul din capătul ăsta. Am scos eu odată o baterie de aici și parcă țin minte că a zburat aia, dar nu știu. Am căutat-o peste tot și nu e pe nicăieri și fără aia nu se aprinde, adică nu se aprinde numai jumătate. Fără aia nu se aprinde nimic. Și ori trebuie să o dau de aia, ori să cumpăr alta, că n-am altă soluție, adică nu merge. Ia stați așa, stați că se trezește mini-tehnicusul din mine. Acum, imediat se trezește. Dacă aș pune eu niște... din aia... conductoare, stați așa, stați o țără. 2 hours later. Da, numere. Și numere pentru că s-a rupt și firicelul ăla de care era prins, deci este compromisă, asta poate fi aruncată. Yay! We love it! Asta nu înseamnă că nu putem să trecem la faza a doua a proiectului, care presupune să punem steluțele și seriile trecute, când n-aveam eu ce face și mă uitam la filme. Am bucurat și mi-am făcut steluțe de hârtie în ideea că vreau să fac această instalație. Or, cu denumirea asta. Și am făcut din astea. Ca să nu știți la ce mă refer când spun steluțe de hârtie sau fulgi de zăpadă, la astea mă refer. Și am mai multe. Și ele când le faci sunt îndoite. Că na, trebuie să îndoi hârtie. Bănuiesc că toată lumea știe cum se fac astea, așa că trecem peste procesul de fabricare a acestor steluțe. Și așa că am împrumutat metoda ierbarului și anume le-am luat și le-am băgat în cărțile astea care sunt grele, mă rog, atât dacă au intrat o să mai fie niște colțuri îndoite, ca să se aplatizeze, să arate așa, că altfel ar fi stat așa, așa erau, pentru că așa arătau când le-am tăiat eu. Da, și am făcut destul de multe, mai mici, mai mari, mai... Ia, stați să vă arăt câteva, ca să vedem. Spre exemplu, asta este una foarte drăguță. Asta este alta, pe care am de gând să o pun așa. Știți, nu așa, ci așa. Așa. Făcut una așa. Și să vedem cum le-am șir eu pe sus, pe acolo, să arate cât de cât decent. Asta așa. Am zis că să fac mai multe să fie. Așa. Asta e foarte drăguță. Asta îmi place foarte tare. Nu știu cum am făcut-o, dar bun. Adică n-am avut o noimă neapărat. N-am avut o regulă în a le face. Asta s-a rupt, din păcate. O să dăm la o parte pentru că s-a rupt. Mai e una pe aici. Ia, uitați și asta ce drăguță. Asta chiar arată fulgene. Foarte, foarte tare. Sper că o vedeți, că e peretele alb în spatele meu și nu prea se vede. Iarăși, asta foarte frumoșică. Da? Deci, da, asta am făcut eu. Le-am și aplatizat. Nu numai că le-am făcut, le-am și aplatizat ca să stea drepte, ca să stea cam poza pe care v-am arătat-o. Ia uitați și pe asta. Mără așa drăgărașă. Hai să vedem. Acum, problema este cu ce le lipesc eu de...
Ok, și mai am. Am multe. Vedeți că am în două cărți. Am pus așa. Bun. Hai să mă duc să-mi iau ață și să încerc o variantă. Să vedem ce o ieși. Dimineața de la mine și de la Hedwig. Ce faceți? M-am gândit ca azi să lipesc vlogul de azi cu vlogul de ieri, care n-a fost foarte lung, adică facem iar chestia asta, lipim două vloguri, because, yeah. Așa, sunt trează de pe la vreo 6:30 și m-am trezit pentru că răcăia Woody la ușă, nu pentru că aș fi vrut eu să mă trezesc, deși ceasul meu a fost pus la 5. De ce l-am pus la 5? I don't know. Nu știu, aveam ceva planuri care la ora 6 nu mai erau relevante, evident, și sunt gata. Instalația mea, să știți, nu o vedeți că e foarte albă luminozitatea, e parțial pe jos, o treime, adică din cele trei ghirlande pe care le-am pus, una a căzut și nu este vina lui Woody, deci surprinzător, nu este vina lui Woody, ci este vina scociului. S-a dezlipit scociul, am simțit de aseară că se dezlipește, dar mi-a fost lene să o pun și nici nu o pun în dimineața asta. Am trezit, mi-am dat și eu cu niște apă pe ochi, ca orice om normal. Ce-am mai făcut? M-am spălat pe dinți, mi-am făcut o coffee și sunt gata să plec. Este 8 și ceva și o să purcedem către autobuz, care autobuz mă va duce la Târgoviște și care Târgoviște trebuie rezolvat astăzi. Trebuie să fac ceva urgent și v-am zis, trec și pe la oftalmolog și habar n-am. Mergem și ne plimbăm. Astăzi o să fiu singură în Târgoviște, ceea ce este absolut fabulos pentru că nu cunosc orașul ăla, mi se pare un labirint total. Nu știu de ce, m-am obișnuit foarte tare cu Bucureștiul, by the way, mergând pe acolo și cel puțin cu zona centrală, adică zona de la Gara de Nord înspre Unirii, Victoriei, mă transform. Aparent intru iară la pubertate. Da, mi se schimbă vocea. Dar e prima dată când vorbesc pe ziua de azi mai mult, de 3 cuvinte. Și cred că de-aia. Deci m-am obișnuit cu București, mă orientez relativ ușor, chiar dacă nu cunosc zona foarte bine, mă orientez relativ ușor. Eu aia care sunt haos la orientare, dar Târgoviște mi se pare, deși este un oraș mult mai mic, mi se pare... Mi se pare un labirint, da. Termin și eu gura asta de cafea, îmi iau Hedwig-ul de aripi și mergem. Am ceva de făcut azi pe aici? Nu. Să opresc căldura, că n-ar fi bine să opresc cât sunt plecată ca să se aerisească. Și cam atât. O zi absolut oribilă din punct de vedere meteorologic. N-avem niciun pic de soare. Dar dacă nu e plouă, tot e bine. Și să mă prezint în outfit-ul ăsta de scandal. Și dacă vedeți acolo jos, uite aici așa, unde e cana, vedeți o bluză de pijama, că am aruncat-o pe jos. Just saying, ca să știți că nu e totul perfect. Am outfit-ul ăsta de scandal pentru că mă voi încălța Adidas, că am de mult de mers pe jos. Și pentru că merg cu autobuzul și mi-e silă să mă îmbrac în toate cele ca să mă prăfuiesc pe autobuz și să... Da. Așa că acum trăiesc doar cu speranța până voi ajunge că nu voi sta în stație 750 de milioane de ani. Sper din tot sufletelul meu cel mic să nu stau 750 de milioane de ani în autobuz și să găsesc un autobuz repede ca să mă ducă și să termin cu povestea asta. Yes, baby. Da. Cam atât. Cam ăsta e raportul. Aseară n-am mai vorbit cu voi. După ce am pus astea trei chestii aici, n-am mai vorbit cu voi because lemn. Deci, știți cum am adormit? Lemn! Când nu-mi plac desenele pe care le am pe Nicktoons, că acum am trecut de la Cartoon Network la Nicktoons, pentru cine nu știe, paranteză, pentru cine nu știe, eu țin televizorul pe post de veoză și îl dau pe desene animate și când nu-mi plac desenele animate de pe Nicktoons, îmi pun copiii de la 402. Nu că m-aș uita, adică nu mă uit la ele, doar să-i aud pe fundal acolo și nu sunt violente, nu urlă prea tare, știți, adică de-aia le pun, să fie acolo un zgomot de fundal mai degrabă.
Aseară am pus copiii de la 402 și nici n-am apucat să trec de primele scene, deci nu mi-aduc aminte nici primele scene, atât de repede am adormit. Vum! Știu că la un moment dat a venit Jiminy, care Jiminy a stat și a stat în pat pe păturica lui și a molfăit la păturica lui și a dormit puțin, după care la 2:30 mi-a dat trezirea că vrea mâncare și a trebuit să mă duc să le dau mâncare la 2:30. Da. După care iară, nu știu pe la cât a avut bâzdâci și a vrut să plece. Și m-a mai trezit Udi de câteva ori că a vrut să s-a plimbat pe uși. Dar partea bună a fost că nu s-a agățat de astea. Încă nu, cred că încă nu a înțeles ea prea bine ce-i cu ele. Să sperăm că nici nu se prinde. Da, și cam ăsta e raportul meteorologic și faptic după ziua de astăzi. So, see you later. Habar n-am, dar nu știu ce o să filmez în Târgoviște, că v-am zis, mă duc cu treabă. Nu mă duc să mă plimb. Și nu știu cât de-mi ia și oricum îmi doresc foarte tare să plec mai repede, adică să termin și să plec, să vin acasă. N-am nimic interesant de făcut. Acum nu știu dacă voi găsi ceva interesant prin Târgu Ovi. Poate trec printr-un DM, că tot ajung în centru și știu că e un DM pe acolo prin centru. Asta știu, asta, atât am reținut și eu din Târgoviște. Știu că e un DM pe acolo prin centru, că la București n-am fost. Adică de fiecare dată când m-am dus în oraș, m-am dus țintit tot așa cu treabă și n-am mai trecut prin niciun magazin. Și poate de domnul să ajungă într-un magazin că am nevoie de niște chestii. Da, vede. Vă pup. See you later, alligator. Bye, bye. Și eu avem pliculețul cu numărul 9. Suntem foarte aproape. Dacă mai beau un ceai în seara asta, ajung la zi. Ceea ce înseamnă că voi avea voie să beau un singur ceai pe zi. Până pe 24. Cu ce este asta? Stați așa. Păi ceva cu blueberries? Ori nu mai știu eu să citesc, ori este scris într-o limbă pe care eu nu reușesc să o dezlușesc. Deci da. Acesta este ceaiul de astăzi, Schwarzer Tee, habar n-am ce e asta, dar mă pune într-o dispoziție foarte bună. Și acum, hello, bună seara, bună seara, ia că vin cu sănioara, vin pe naiba cu nicio sănioară, că mă mocir la fata și e așa de urât de moi. Da, dar sunt într-o dispoziție oarecum interesantă, așa, interesantă. V-am zis că am nevoie de 5 mâini, nu? Ok, sunt într-o dispoziție interesantă, am auzit ăla, colonul ăla lui José Feliciano cu Feliz Navidad și am schimbat puțin textul, adică țin pe acum când am încălzit apa pentru ceai, am schimbat textul, adică în loc de From the bottom of my heart, am schimbat cu From the battle of my heart, spre exemplu. Printre alte schimbări, că am mai făcut și alte schimbări, da. Mi se întâmplă câteodată, când sunt într-o dispoziție din asta foarte interesantă, să schimb textele la melodii, la melodii din asta celebre și să iasă tot felul de combinații de Doamne ferite, Sfântul. Deci e bine că nu mă aude nimeni. În altă ordine de idei, hello, ce mai faceți? N-am mai vorbit cu voi de azi de dimineață și asta de pentru că am fost la Târgoviște și m-a plouat, nu rău, da, cât să nu ude părul. Am ajuns la unde aveam eu treabă, eram murat în cap așa, adică numai aici așa, numai porțiunea asta era udă, restul era perfect uscată, dar numai aici, așa, în zona asta era udă. Așa, să știți că miroase bine ceaiul ăsta. Miroase a ceva merișoare. Da, ăsta, da, miroase foarte bine. Chiar e interesant față de ăla de aseară care a fost cu mușețel și a fost... Așa, eu nefiind iubitoare de mușețel. Da. Și mi-am rezolvat treaba în Târgoviște, n-am filmat nimic. M-am dus cu treaba și n-am stat mult, adică încă mi-am rezolvat treaba și după aia am venit. Am venit acasă, am mai pus acolo niște chestii, nu știu cât vedeți voi. Ia să dau luminozitate mai mică, poate vedeți dacă dau luminozitatea o țâră mai micuță, cu toate că s-ar putea să mă vedeți cu purici. Poate să vede mai bine? Ha? Ha? Ia să vedem. Dacă întorc și camera, vedeți mai bine? Ia uitați. Am mai pus câteva gălăzi să vă dați de drăguț. Nu știu cum vi se par vouă pe camera, dar mie mi se par foarte drăguțe. Și mai am câteva steluțe. Da? Și îmi place că se văd și astea așa. Așa. Și se mai mișcă. Și în mod surprinzător să știți că au supraviețuit atacurilor lui Udi. Da, a trecut de 2 ori Udi pe aici, pe la ele. Și au supraviețuit. Da, n-a tras foarte tare de ele. Bineînțeles că am stat cu ochii pe ea, stau cu ochii pe ea ca pe butelie. Dar cred că până la ora asta a înțeles. Stați să verificăm. Dacă asta nu este ruptă. A, ba da, a rupt-o. A rupt-o. Aici, de asta se agăța cel mai tare. N-are nimic. Pot să o înlocuiesc, că mai am destule.
Ne supărăm, iar asta e pe jos pentru că am făcut eu ața prea lungă. Așa, dar mi se pare că arată așa de drăguci. Și dacă pun și luminițe din alea așa, le ascund în spate să se vadă așa printre ele, pentru că dacă stind lumina asta, să vedeți o figură. Să stingă lumina. Aici așa. Nu le mai vedeți, pe cameră nu se vede. Uitați-o și mic. Așa. Cu purici, dar cred că înțelegeți ce vreau să zic. Vedeți? Bate lumina aia de acolo, de la oglindă, și se observă așa printre ele și se văd. Și dacă aș mai pune eu niște LED-uri pe aici, s-ar vedea și mai drăguț. Și cred că asta aș putea să le păstrez toată iarna, că nu sunt neapărat tematice de Crăciun, ci sunt mai degrabă cu tematică de iarnă. Dar hai să revenim la lumină. Ce-ar fi? Să revenim la niște lumină. Și ziceam eu că am fost în oraș. Și m-am întors pe la vreo 1, cred că am ajuns... Nu, la 1 am plecat din Târgoviște, pe la aproape 2 am ajuns acasă. Și știți ce am făcut de când am ajuns acasă? N-am făcut decât să mă uit la serial. Am un serial eu care m-a prins rău acum, e cu extraterestri, cu de-astea, cu... Așa, îmi place. Și n-am făcut decât să mă uit la serial. Apropo, cred că seara asta pe 9 sau pe 10? Cred că pe 9 a ieșit... Azi ce e? 9 sau 10? Azi cred că e 10. A ieșit asta... A apărut Sex and the City, nou sezon. Să vedem, e pe HBO. Așa. Și am ajuns acasă, m-am uitat la serialul meu, la Agents of S.H.I.E.L.D., îi zice la serial, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. sau S.H.I.E.L.D., prescurtat. Este un serial care cumva este continuarea filmelor lor cu supereroi, pe care eu nu le-am văzut. Dar știu că au fost foarte populare în anii trecuți, alea cu Thor, cu... Hulk, cu nu știu care mai erau, Captain America, Wonder Woman și toate alea, știți că erau unul sau două filme erau în care se adunau toți și salvau America și lumea de la moarte și toate cele, și serialul ăsta cumva vine în completarea acelor filme, dar fără personajele alea, adică doar se menționează despre personajele alea și cumva personajele din serial sunt suplimentare, așa, sunt altele. Dar e și bun ceaiul ăsta. Nu numai că e aromat, dar e și foarte bun. Ia să păstrez eu ăla. Să-mi păstrez ăla, că poate îl găsesc. Este, cred că, preferatul meu dintre toate. Mi-a plăcut foarte mult și ăla de măr, din ziua 2. Și care mi-a mai plăcut câteva. Dar ăsta cred că e preferatul meu, din ziua 9. Da, e bun, e bun. E foarte aromat și miroase bine. Deci e chiar plăcut. Perfect. Așa, și mă gândeam să facem o casă de tortă dulce. Da, mele, prefer să mai stau să mă mai uit la serial, că mai am câteva episoade și termin sezonul 2. Și cred că mai degrabă pe seara asta o să mă mai joc puțin cu instalația pe aici, având în vedere că am început astăzi cu acești fluturași sau fulgi de zăpadă sau ce-or fi. Cred că aș putea să mă mai joc cu niște luminițe, să vedem pe unde e instalația mea, să o iau și pe aer. Am arde cana! Mi-a alunecat cana din mână și arde. Așa, și să mă joc puțin cu ea, să pun... Bă, să mai decorăm ceva pe aici? Aba, da, nici nu știu. Nu prea am chef de decorat. Dar sunt într-o dispoziție bună, ceea ce este bine. Spre deosebire de ultimele zile, sunt într-o dispoziție foarte bună. Haideți că-mi beau ceaiul, că mă arde, nu știu cum să-l țin, că vreau să-l și beau, ca să mă uit de el și vreau să și vorbesc cu voi, dar întâi eu cred că o să beau ceaiul și după aia vorbim. Mă iei la un episod și vă povestesc după aceea, după toate cele. Christmas card.
Să văd dacă a ajuns copilul acasă, că a venit mai devreme până să intru eu în baie, a venit Jiminy și eram urat că plouă într-o veselie și eram urat și l-am șters și a stat. Are impresia că-l mângâi când îl șterg, când îl șterg de apă, sau poate chiar îi place că scot apa aia din blănița lui, dar stă, el care de obicei nu e foarte pretențios, așa stă. Și acum mi se pare că l-am auzit, dar nu e el. S-ar putea să fie doar Woody sau alerga până mai devreme sau alerga pe dincolo. Deci dacă n-au făcut niște ture după ce l-am uscat pe el, era tare fericit și s-au jucat, s-au alergat, au făcut tot felul de prostii pe acolo. I-au lăsat în pace să-și facă de cap. Și în al doilea rând vreau să vă zic că am de... e Woody. Stați un pic. Hai bubulica lui mama. Ce faci tu bubulina lui mama? Ce faci tu șosete? Ești udă? Nu, mai este un pic udă. Ce faci șosețele? Ce faci șosețele? Așa, revenind. A venit și șosețele. Și ea e un pic udă, dar numai puțin, nu e murată cum e maimuțul ăla. Numai un pic te-a picurat așa. Ce faci, susețele? Bună ziua! Mă rog, bună seara, că e 12 și ceva. Așa, așa. Te-ai așezat? Te-ai așezat bine? Îți place? Ok, pot să termin și eu vlogul ăsta? Fără să-ți faci tu în băricia, fără să fii tu în centru atenției, stai așa, te ștergem la ochișor, că ce ai la ochișor, mamă, of! Ți-am spus că fetele frumoase nu au voie să aibă cât la ochișori. Iar tu ești o fetiță frumoasă și elegantă și dulce. Mă rog, elegantă. Așa. Și nu ai voie să ai cât la ochișori. Da. Bună ziua. Bună seara. Ce faceți? Așa. Revenind la ce ziceam. Cred că de ieri. Am în minte... Deci, efectiv, îmi sună în minte foarte tare melodia din Cartea Junglei, aia cu când defilează elefanții și aud foarte tare când zice elefanțelul amic In a military style! Deci îl aud într-una. Aud Company! Hop! Dacă știți melodia, deci nu mai am în cap. Deci încerc să vă scot din cap și nu reușesc că mi-am pus muzică, am ascultat muzică pe mașină, deci nimic. Da. Mi-am pus, după cum vedeți, instalația aici, ghirlanda asta și trebuie să recunosc că mi-a fost dor de ghirlanda asta. Nu știu, decor, nedecor de Crăciun, dar chiar mi-a fost foarte dor de ghirlanda asta și abia așteptam să o pun. Nu știu de ce n-am pus-o până acum. Habar n-am. Dar mi-a fost dor de ea și îmi place foarte tare. Și da, am prins-o, trăiască Sfântul Scoci de hârtie, că am prins-o cu ăla. Mai am o țărucă de ceai aici, am desfăcut și ziua 10, gata, suntem la zi cu ceaiurile din calendarul advent cu ceaiuri. Asta este, nu știu ce bălărie e asta, că nu-mi dau seama ce gust are, așa un gust neutru, nu știu, parcă ar fi sunătoare.
Cam așa, doar că nu e amar. Îi zice... Zist. Nu. Dacă știți voi, e bine. Așa, v-am zis, o să încerc să dau de ceaiurile astea, să vedem, poate le găsesc. Ce-am mai făcut după ce am pus pe aici? Mi-am pus niște beculețe pe aici. Am pus ghirlanda. Ce-am mai făcut? M-am mai uitat la vreo două episoade din Shield. Oh, deci îmi place serialul ăsta. Îmi place că e așa... E cu extraterestri, cu supereroi, dar nu e foarte concentrat, adică cumva încearcă să îți dea o idee de cum s-ar comporta umanitatea dacă ar exista extraterestri și supereroi și cum am face noi să le facem față și chestii de genul ăsta. Și partea interesantă la serialul ăsta este că de la episod la episod sau odată la două episoade se schimbă tabăra celor răi. Adică acum ții cu unii și peste două episoade ăia te trădează și trec în cealaltă parte, după care după 6 episoade revin și sunt buni și la un moment dat nu mai știi în cine să crezi, în cine să ai încredere, care e tabăra bună, care e tabăra rea. Deci mie îmi place că e dinamică așa din punctul ăsta de vedere, știu că e cam banăluț, așa, adică cu supereroi, cu asta, dar îmi place. Și acum, până să dorm, am mai citit puțin din cartea asta cu povești de la Denisa, pe care ne-a dat-o Denisa. Și îmi place foarte mult. În seara asta am citit Uriașul cel egoist. Da. Nu prea mi-a plăcut de Oscar Wilde. Nu prea mi-a plăcut finalul, că a băgat o chestie acolo a trebuit să ating o temă religioasă, dar având în vedere perioada în care a trăit Oscar Wilde, era de așteptat. Dar da, simpatică cartea asta, să știți, e simpatică că sunt niște povestioare scurte, drăgălașe, foarte concise, așa, adică în 3 pagini spune o povestioară. Eu care sunt obișnuită să, nu știu, să citesc, m-am dezobișnuit de povești din astea scurte, mi se pare interesantă. De asemenea, fiecare poveste începe cu o ilustrație, pe care nu știu cât de bine o vedeți, dar e destul de creepy. Adică mă duce iarăși cu gândul la cartea aia cu povești de Anderson, pe care v-am arătat-o eu într-un vlog trecut. Ca cumva acolo mă duce. Ce e, Udi? Nu-ți găsești locul. Hai, mama, stați că și caută. Au! Dar de ce mă muști? Am crezut că-ți cauți cuibul, că după ce se învârte ea pe aici, își caută un cuib așa unde să se așeze, dar văd că are chef de joacă și am mușcă. Astăzi, ce facem? Tocam ceapă, că am făcut niște cartofi rântăliți. Tocam ceapă pentru ei să o călesc și am văzut-o pe Udi că era acolo în poziție de atac, dar am crezut că cine știe, îi se pare ei că o fi un șoarece prin bucătărie sau mai știu eu. Zic, mamă, să stai să vezi că muncește pisica mea. Și numai mă trezesc cu niște gheare înfipte în picior, așa, dintr-un din senin. Deci am zis că ies prin tavan. Știți că în desenele animate, așa am avut senzația, pentru că nu mă așteptam. Nu știu, apucă câteodată, așa, e... V-am zis că e zurli. Da, pisica mea nebună. Dar o iubesc. Nu mai pot de dragul ei. Așa nebună cum e. Nu mai pot de dragul ei. Și da, am făcut o baie lungă, am stat, m-am muiat, m-am murat. Nu mi-a fost frig astăzi, dar m-am mutat puțin la picioare, dar am făcut foarte, foarte bine că mi-am luat didașii, adică adidașii, care sunt Nike-uri, de fapt, dar whatever. Odată, pentru că m-am mișcat foarte repede, am mers destul de mult pe sus în jos, am făcut câțiva kilometri pe jos, să știți. Așa. Și în al doilea rând, pentru că a fost multă apă, nu știu, noroi toate chestiile și era păcat să mă duc în tocuri să mă murdăresc, să mă fac a naiba, așa că am mers mai bine în Adidas. V-am zis, n-am rezolvat cine știe ce, mă rog, am verificat niște chestii și cam atât. Stați că ne căutăm cuibul, încă ne căutăm cuibul. Așa. Așa, aici e bine? Ești mulțumită? Și acum mai urmează încă cel puțin jumătate de oră de spălat, pentru că de ce nu? Adică trebuie să aranjăm fiecare fir de păr, că doar luciul ăsta nu se întreține așa cu una, cu două. Se întreține cu multă muncă. În caz că vă era dor de o moacă de Woody. V-am arătat un vlogul trecut și v-a plăcut de ea și mie îmi place de ea, că e o nebună și o scumpică și o dulcică. Uitați ce față are.
E așa nehotărâtă, s-ar culca, dar în același timp s-ar juca. Dacă ar fi Jimmy aici, ar mai trage o tăvăleală. Ăla nu știu unde a plecat. A plecat să se mureze la loc. L-am șters odată și mai vine să-l mai șterg odată. Așa. Mai plouă de afară? Habar n-avem. Nu vorbește cu mine. Ok. Ceaiul ăsta mi-a făcut somn. Nu știu ce a fost în el, dar mi-a făcut somn. Și voi procede la afacerii, pentru că mâine iar trebuie să mă trezesc de vreme și poate, dacă mă îndur, mâine, adică în următorul daily vlog, o să vedeți că facem ceva. Yummy. Cred că v-am zis mai devreme, când am venit, dar nu știu dacă v-am zis, dacă nu v-am zis, nu vă zic acum, dar facem ceva, asamblăm ceva, facem ceva inedit pentru mine. Trebuia să fac în vlogul ăsta, dar nu s-a mai aliniat planetele. So, rămâne pentru vlogul următor. Ah, super, splendid. Eu acum mi-am dat seama că mi-am luat tricoul cu spatele în față. Yay! De ce nu zici, mă, nimic, Udi? Măi, Udi, mă vezi că stau așa cu eticheta aici? Dar cum naiba l-am luat cu spatele în față? Nu știu cum am reușit performanța asta, dar e clar, mi-a somn. Ne vedem mâine. Vorbim mâine. Sau, mă rog, în următoarea zi în care va apărea următorul vlog. Pentru mine o să fie mâine. Pentru Udi la fel. Și vă pupăm și noapte bună și pa, pa!